Invit să deschidem acest serviciu divin de vineri seara cu imnul Când se lasă umbra serii, numărul 680. Bunule Tată, venim să ne închinăm cu adorare înaintea Ta și îți mulțumim că o săptămână ne-ai păzit, ne-ai ocrotit și ne-ai oferit tot ceea ce am avut nevoie. Ajută-ne, Doamne, acum să ne odihnim în mâinile Tale. Ajută-ne să primim cuvântul Tău, ajută-ne să primim Duhul Tău cel Sfânt și gândurile noastre să se înalțe sus, spre Tine și spre mântuirea pe care ne oferi. Rămâi cu noi și puterea Ta să ne călăuzească și să ne ajute să Te iubim mai mult și să dovedim credincioșia noastră față de Tine în fiecare zi. Te lăudăm și Te preamărim prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Pacea Domnului! Cuvântul Domnului spune: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Avem mai multe motive de bucurie astăzi. În primul rând, pentru că este sabat, și în al doilea rând, pentru că este un sabat special. Avem în sabatul acesta vizita studenților Institutului Teologic Adventist, ceea ce face sabatul și mai frumos. Probabil v-ați uitat la cei care sunt în fața dumneavoastră și v-ați întrebat ce reprezintă faptul acesta că avem musafiri în sabatul acesta, nu? Sabatul acesta vă promit și vă asigur că va fi unul special. Veți auzi experiențe ale studenților care au fost în diferite locuri, care au făcut evangelizări, care au făcut misiune.
nu numai în România, ci în mod special în afara hotarelor noastre. Și tocmai de aceea cred că o să vă placă sabatul acesta. Pot să vă spun din experiență proprie că misiunea peste hotare este una foarte frumoasă, unde vezi și roadele lucrării tale și modul în care Dumnezeu lucrează în viața ta. Și cred că cei care sunt în fața noastră au experiențe extraordinare. În această seară și mâine vom avea, cred că, alți studenți și pe aceștia, dar și pe alții. Îl avem pe domnul profesor, fratele Sălăgean, profesor și pastor, care este directorul de imagine al Institutului Teologic Adventist, care a venit împreună cu 3 studenți. Și o să-l las pe dânsul să îi prezinte. Mulțumesc, Elvis. Pacea Domnului. Eu sunt mai mult pastor decât profesor. Am lucrat ca pastor, acum nu am un district, dar am lucrat ca pastor în Conferința Moldova, 11 ani. Am să spun districtele, poate că sunteți din zona respectivă, unii dintre dumneavoastră, sau cel puțin poate aveți familie, persoane din zonele respective. Primii 4 ani jumătate am lucrat la Vaslui și apoi 6 ani jumătate la Piatra Neamț. Deloc sunt din zona Ardealului. Pot să spun că am făcut și eu misiune internațională, da, așa în ghilimele. N-am ținut prezentări evanghelistice în afara țării, dar pot să vă mărturisesc că nu mi-a fost ușor să merg dintr-o zonă a țării, unde am crescut, unde am familia, și să mă mut și să stau în altă parte. Iar acum am venit la București, sunt de 4 ani aici împreună cu soția. Soția este din Constanța, mai aproape de București și aparține de zona Munteniei. Este o bucurie pentru mine, este o bucurie pentru noi să fim cu dumneavoastră în această seară și înainte ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să mai cântăm un imn, aș vrea să invit și pe studenți să se prezinte. Aș vrea să invit pe Andrei prima dată, Daniel prima dată. Spune-ne de unde ești și cu ce gânduri ai venit la Biserica Adventistă Tei. Pacea Domnului! În primul rând, și bine v-am regăsit, pentru că sunt la a doua ocazie în comunitatea dumneavoastră, cred că a treia, am fost odată și am prezentat un proiect, după care am venit și cu rezultatele acelui proiect. Ei bine, în sabatul acesta am venit iarăși să vă prezentăm gândurile care ne preocupă pe noi în momentul acesta, și anume ca Evanghelia să ajungă la orice inimă, la orice om, și omul să poată să ia o decizie. Cam acesta este gândul și mâine vă vom spune mult mai multe lucruri decât în seara aceasta. Deloc sunt din Fălticeni, județul Suceava. Am petrecut un sabat împreună cu familia, soția și copilul care atunci era pe drum. Acum avem un copilaș aproape de 2 ani de zile. Au trecut 2 ani de atunci. Să vă trăiască. Mulțumim și sunt foarte bucuros să vă revăd și să fiu în mijlocul dumneavoastră. Mulțumim să aveți un sabat binecuvântat. Marcel, a câtea oră ești în Biserica Tei și de unde ești? Pentru prima dată sunt în biserica dumneavoastră. Sunt născut în județul Mureș, lângă Sărmașu. Probabil ați auzit, e o comunitate mai mare. Acolo se spune că Biserica Sărmaș se vede de pe lună. Nu știu dacă se este, vede. Este un gând, este o biserică foarte frumoasă, foarte mare și unii așa spun despre biserica respectivă. De asta a spus Marcel că s-a auzit despre biserica. Da. În ultimele 2 sabate am avut privilegiu să vizitez alte comunități. Sabatul trecut am fost în Bistița, iar celălalt în Marea Mureș, în Sighet, și vă transmit salutul fraților de acolo. Am realizat încă o dată că în București sunt mulți frați și biserici adventiste. Comparativ cu alte orașe din România, nu știu exact câte biserici sunt în București, dar sunt destul de multe și de asemenea și frați mulți. Mă bucur că o să avem ocazia să fim împreună. Pot să vă ofer ceva din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea de când am început să merg la Institutul Teologic Adventist și bineînțeles și vești misionare din alte părți. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Mulțumim, Marcel. Și Robert? Robert, am mai fost la dumneavoastră. Da, eu am venit cu gânduri frumoase pentru că am fost anul trecut. Aici tot, ca și Daniel, am prezentat un proiect și chiar mâine o să vă arătăm ceva poze și cum, ce s-a întâmplat acolo.
Și de asta zic că am amintiri foarte frumoase de aici. Am câteva fețe care le aduc aminte de anul, de anul trecut. Și da, surorile care ne-au tratat așa de frumos după și mâncarea gustoasă și primirea călduroasă. Deci aș putea să adaug foarte multe, dar trebuie să predicești fratele să-l jeară. Mulțumim, Robert, ești foarte drăguț. Vedeți, momentele de părtășie nu se uită, că de altfel și momentele în care Dumnezeu ne-a binecuvântat la închinare. Vreau să vă spun că și eu am mai fost în biserica tăi. Nu știu dacă vă mai amintiți, tot într-o vineri seara, am fost acum 2 ani. A fost un sabat în care am venit de la institut și persoane care coordonăm activitatea acolo și studenți și ne-am schimbat la fiecare serviciu divin, am fost alții. Vineri seara am fost cu o echipă, cu studenți, apoi sâmbătă dimineața a venit altcineva, nu mai rețin cine, dar știu că m-am simțit foarte bine și atunci la dumneavoastră. N-a scăzut numărul, cred, nu cred că a fost mai puțin atunci, da? Și a fost o ocazie binecuvântată. Aș vrea ca înainte să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu să mai cântăm un imn. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu mă simt puțin obosit. Vreau să spun, dacă dumneavoastră vă simțiți obosiți, eu aș fi un fățanic să spun că nu mă simt obosit. Oricum este un stres care se acumulează peste săptămână, sunt atâtea activități, da? Și vremea, da? Și de aceea aș vrea să vă invit ca să cântăm un imn care sper, sunt convins că ne va înviora, ne va trezi la viață, pentru că mai mult decât titlul acestui imn, Vino la apa de viață, mesajul lui este unul care are rolul să ne învioreze. Este vorba de imnul 458, Vino la apa de viață. Așa cum stați pe scaune. Vino la apa de viață, când ești atât de însetat. Vino-n credință la Domnul, căci vei fi mult adăpat. Grăbește vinul târzia, dar Dumnezeu îți va da. Grăbește deci să devii sfânt, să fii cu Domnul cuvânt. Vino acum și ți-a dat cântul speranței senin. Și ce rău încetează, că fii om nou pe deplin. Grăbește vinul întârzia, viață-n dar Dumnezeu îți va da. Grăbește deci să devii, să fii cu Domnul curând. Vino căci Domnul te-așteaptă, ce bucurii poți avea. Ca un izvor plin de viață, fie și inima ta. Grăbește vinul întârzia, viață-n dar Dumnezeu îți va da. Grăbește deci să devii sfânt, să fii cu Domnul curând. Amin. Sper că ne-am înviorat puțin și gândul acesta că ne înviorăm când cântăm nu este o
autosugestionare, este un rezultat al gândirii pozitive, ci este pur și simplu un rezultat al binecuvântării lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să veniți vineri seara la biserică și să vă simțiți obosiți, să vă întrebați pe drum, nu era mai bine să stau acasă? Nu era mai bine să fie liniștit acolo? Poate avea și un gând de îngrijorare, cine știe ce vorbă să-mi spună cineva sau cine știe cine o să predice, poate o să mă adoarmă de tot. Și după ce ați venit și v-ați așezat și ați cântat și a venit cineva și v-a salutat și v-a spus ce bine că ați venit, chiar vreau să vă spun că săptămâna aceasta m-am rugat pentru dumneavoastră că... Oh, și dintr-o dată, parcă atmosfera s-a schimbat. Sau cel care a predicat efectiv a avut un mesaj special pentru dumneavoastră și la sfârșitul unei ocazii de vineri seara în care ați crezut că o să fie dezastruos, că o să plecați mai obosiți, pur și simplu ați simțit cum cuvântul lui Dumnezeu v-a atins, cum Dumnezeu v-a vorbit, cum mesajul Sfintei Scripturi, mesajul Evangheliei v-a trezit la viață. Nu e așa că s-a întâmplat lucrul acesta? Mie mi s-a întâmplat venind la biserică obosit și gândindu-mă oare o să pot să predic până la sfârșit, să fiu atent, să am o cursivitate în idei și pur și simplu la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să termin, că deja era timpul destul de înaintat. Eu cred că astfel de situații sunt dovezi ale lucrării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Vă amintiți viziunea din Ezechiel, nu? 37, dacă nu greșesc, cu valea oaselor, da? Când Duhul lui Dumnezeu vine și oasele acelea se adună și crește pe ele carne și piele și apoi Duhul lui Dumnezeu intră în trupurile acelea fără viață și oasele acelea care spunea că nu se mai poate face nimic cu ele se transformă într-o armată. Exact în extrema cealaltă. Asta face puterea lui Dumnezeu. Este inexplicabil. Și nu doar pentru noi, ceea ce trăim aici, în locul acesta, unde este chemat numele lui Dumnezeu, este doar o fărâmă din ceea ce poate să facă puterea lui Dumnezeu, puterea transformatoare a lui Dumnezeu. În plus, îmi place mult imaginea aceasta a întâlnirii în ocazia de vineri seara. Nu ocazia de vineri seara este serviciul divin preferat al meu, în care îmi place să predic, în care îmi place să mă întâlnesc cu frații. Și nu e nici ora 11, da, când este multă lume. Serviciul divin care este așa cel mai bine așezat pe sufletul meu e timpul de rugăciune. Sunt minutele devoționale. Este o atmosferă extraordinară. Și după aceea vineri seara. Și nu este un... aspect care ține de context, așa că e seară, e așa mai mistic, e mai liniștitor, parcă fiind așa și puțin obosit, ești cu garda jos și parcă ești mai dispus să te implici într-o relație. Nu de asta, ci pentru că și în Biblie, imaginea aceasta a întâlnirii seara are un farmec aparte. Gândiți-vă la mesajul pe care Domnul Hristos îl are pentru biserica din Laodiceea. Ce spune? Eu stau la ușă și bat. Cine deschide, voi intra la el? Voi cina cu el și el cu mine. Ocazia de cină este ocazia în care familia se adună, este ocazia în care ai ceva de spus. Că e bun, că e rău, asta nu mai contează. Dar ai ceva de spus. Ai la cine să te raportezi, te aduni, te întâlnești. Și imaginea aceasta este una specială în care Dumnezeu, sau prin care Dumnezeu vrea să ne învețe că El este dispus să ne asculte, că El vine să se întâlnească cu noi, că noi trebuie să-i spunem Lui ceea ce apasă pe sufletul nostru, că noi trebuie să recunoaștem meritele sale și intervenția Lui în viața noastră pentru reușitele pe care le avem, pentru biruințele de care ne-am bucurat, pentru succesul care ne onorează și care poate ne oferă sau ne conferă un statut aparte în jur, dar se cerem și putere pentru slăbiciunile noastre, pentru neajunsurile noastre, pentru eșecurile noastre, dacă putem să spunem așa, da? Pentru ceea ce n-a fost chiar așa cum am dorit. Ori, practic, această întâlnire de cină, această întâlnire de părtășie, această întâlnire cu El,
Este momentul în care El e pâinea vieții, nu? El e apa vieții, pentru că El se frânge. El este cuvântul, El s-a făcut trup, El și-a dat viața pentru noi. Și de aceea, o casă de serviciu divin, întâlnirea în locul acesta, își are binecuvântarea ei, își are beneficiile ei. Și cred că atât timp cât vom continua să venim, atât timp cât vom avea dispoziția să trecem peste obstacolele care poate ne țintuiesc, ne demobilizează, ne vom bucura mai departe de binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vreau să spun că Dumnezeu ne binecuvântează în altă parte, da? Dar vreau să spun că Sfânta Scriptură ne învață că în locul acesta este chemat numele lui Dumnezeu, că acolo unde mai mulți se întâlnesc să cheme numele lui Dumnezeu, Dumnezeu este prezent și Dumnezeu binecuvântează. Amin? Amin. Sper că Dumnezeu, nu sper, cred, sunt convins că Dumnezeu ne va binecuvânta și în seara aceasta. Timpul nostru trece foarte repede și probabil că nu vă este greu să înțelegeți despre ce vom vorbi în seara aceasta și de fapt despre ce vom vorbi în tot acest sabat. Care credeți că va fi tema? Mai tare. Misiune. Misiune. Îmi place foarte mult cuvântul acesta, deși nu știu cât de mult mai suntem motivați de misiune. Eu cred că suntem, doar că uneori suntem poate prea departe de Dumnezeu să înțelegem că trece pe lângă noi o ocazie de aur, că trebuie să avem puțină prezență de spirit și trebuie să spunem un mesaj. Uneori ne avem impresia că ocaziile de misiune sunt așa ca serviciu divin. Venim îmbrăcați frumos, trebuie să ne întâmpine cineva la ușă, sau trebuie să ne invite cineva, sau e parcă totul așa pregătit. Dar nu este așa. Misiunea vine uneori îmbrăcată în haine obișnuite, vine ori în contextul în care nici nu te aștepți. Pot să vă spun foarte, foarte pe scurt o situație. Ne-am fost plecați cu studenții într-o deplasare în Germania. A fost un congres de tineret, un eveniment impresionant. Titlul sau motoul, tematica congresului, de fapt titlul congresului, mai bine spus, este Tineri în misiune. Și se adună tineri din toată Europa. E un eveniment inspirator. Sunt oameni ale lui Dumnezeu care vin acolo și noi, mergând undeva la mijlocul Germaniei, am zis să trecem puțin și să facem un mic ocol, să mergem prin Praga, să vizităm acolo orașul. Și toate bune și frumoase, a fost o călătorie lungă, doar că acolo în Praga, dintr-o dată, era la începutul lunii aprilie, a fost vremea destul de bună, undeva la 15-17 grade, dar dintr-o dată s-a înnorat și a nins, s-a făcut frig, după aceea vremea s-a liniștit și după vreo două ore de mers pe jos, în viteză, pentru că timpul era foarte limitat, una dintre fete a zis, frate Manuel, mi-e rău. Și am zis, nicio problemă, mai stăm puțin aici, într-un loc și după aceea mergem la mașină și o să fie în regulă, probabil că ți-a fost rece, a fost și efort, n-ai mâncat nici mult și o să se rezolve totul. După 10 minute a zis, frate Manuel, nu mai pot să mă mișc. Și acum vă dați seama și în România, că ți se face rău sau acasă și trebuie să chem salvarea, nu este ceva comod, dar în Praga. Și până la urmă n-a mai putut, a intrat într-un restaurant, acolo s-a făcut rău, a început să aibă vărsături, situația s-a complicat, unul dintre studenții a sunat ambulanța, a venit ambulanța acolo, în centru orașului, a luat-o salvarea și acum vă dați seama, ne gândeam la costuri, la rearanjarea programului de deplasare și mă întrebam, dar de ce se întâmplă asta? Noi ne-am rugat ca Dumnezeu să ne ocrotească. Ca să fac povestea mai scurtă, am ajuns la spital, au internat-o, au oferit un tratament așa de urgență și acolo, la un moment dat, a trebuit să comunicăm cu doctorul și aveam nevoie de un translator. Iar pe hol era o doamnă. Am văzut că studenții deja o cunoscuseră pe persoana respectivă. A tradus și după aceea am rămas cu ea. Și unul dintre studenți m-a prezentat-o și a zis, dumnea ei a venit la spital pentru că soțul ei și-a rupt piciorul. Și ne-a povestit că
ei au crescut, dumneai și cu soțul, au crescut și s-au educat într-o țară comunistă, știți că era Cehoslovacia înainte, acolo unde acum este Cehia. Nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar în ultimul timp fata dânșilor s-a căsătorit cu un tânăr care este vorbitor creștin, nu știau dacă este pastor sau nu este, e invitat la anumite evenimente de tineret și dumneai a mărturisit că de când s-a căsătorit cu tânărul acesta, le-a oferit mai multe cărți religioase, dar ei n-au vrut să le citească. Și acum, în ultimul timp, au început să se gândească foarte serios la lucrul acesta, la relația cu Dumnezeu. Și au fost foarte încântați să ne cunoască. Tinerii le-au spus că sunt studenți la Institutul Teologic Adventist din București, în România. Și am discutat și eu cu dumneai, era foarte speriată de situația prin care trecea soțul. I-am oferit și ceva din țară de la noi, inclusiv ceva cu mesaj creștin. Și dumneai le-a lăsat adresa studenților și le-a spus, dacă mai treceți prin Praga, să mă sunați pentru că vreau să merg cu voi să vă arăt eu câteva locuri frumoase aici, dar să vă rugați pentru mine, le-a spus. Și a fost un moment de părtășie, un moment binecuvântat de Dumnezeu și în momentul în care i-am vorbit cu dumneai, am văzut că efectiv Dumnezeu lucra în sufletul dumneai. Am stat acolo, situația aceasta ne-a oprit acolo vreo 3 ore, dar când am plecat în jurul orei 10, ne-am simțit toți liniștiți și nu ni s-a părut o pierdere de timp. A fost pur și simplu un moment, o situație care a deviat oarecum traseul nostru, pentru că sunt convins, Dumnezeu ne-a folosit în momentul respectiv. A fost ceva incomod la început, dar știu că Dumnezeu a avut un plan. De aceea, vedeți, într-o lume în care avem tot mai multe întrebări, avem tot mai multe temeri, o lume în care se pare că există tot mai multe elemente care ne conferă siguranță, ne oferă certitudini, totuși ne simțim parcă tot mai nesiguri. Avem camere de filmat, nu? Sunt programele acestea de navigație și eu folosesc un program de navigație unde arată toate camerele. Și prima dată când am văzut imaginea Bucureștiului în care se vedeau camerele, m-am îngrozit. Aproape că nu mai este un spațiu în care să nu fii urmărit. Și cu toate astea te simți în tot mai mare nesiguranță. Ați observat ce s-a întâmplat în Nepal cu câteva zile în urmă și ați văzut groaza celor oameni când au început să apară filmulețele filmate în timpul cutremurului. Care este răspunsul lui Dumnezeu pentru această lume? Se inventează mai multe medicamente, dar se pare că crește și numărul bolilor. Și este așa un dezechilibru. Ne ocupăm foarte mult de trup, să fie bine îmbrăcat, să fie bine aranjat, și crește în mod îngrijorător sau cresc în mod îngrijorător tulburările psihice. Și se spune că cele mai multe boli vor fi, în viitorul apropiat, vor fi bolile psihice. Și din această perspectivă suntem chemați să ne întrebăm care este răspunsul lui Dumnezeu pentru această situație. Ce are Dumnezeu de spus acestei lumi? Are Dumnezeu un răspuns? Are? Are întotdeauna Dumnezeu, bineînțeles. Și a dat un răspuns Dumnezeu, dacă ne gândim la faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru noi, pentru lumea aceasta. Da? Dar care este răspunsul lui Dumnezeu astăzi? Aș vrea să vă invit să deschideți Sfintele Scripturii în Evanghelia după Matei, la capitolul 5. Și după ce apare această listă a fericirilor, fericiri care sunt foarte greu de înțeles pentru omul din mileniul 3, se pare că Domnul Hristos face o concluzie aici. De fapt, cred că este o concluzie la tot capitolul, sau putem să considerăm versetele 13, versetul 13, de fapt, ca o concluzie la toată predica de pe munte. Domnul Hristos spune în versetul 13 din Matei 5, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic
decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți saria. Voi și cu mine. Voi și cu noi. Dumneavoastră și cu noi. Și suntem incluși fiecare. Observați că formularea Domnului Iisus Hristos nu este voi aveți saria. Despre cine obișnuim noi să spunem că au adevărul? Cine are adevărul? Noi avem adevărul, nu? Noi avem adevărul. Domnul Hristos nu spune voi aveți saria. Și vedeți, faceți și voi ce puteți, dar mai lăsați așa și puțină sare. Nu, nu. El spune voi sunteți sarea. Și este o diferență fundamentală. Este practic tocmai elementul care face diferența între a-ți împlini rolul sau a fi aruncat afară și călcat în picioare. Și călcat în picioare. Ar fi interesant de văzut imaginea aceasta. Știu că știți că se aruncă sare, da? Iarna. Dar interesant de văzut ce imagine, ce semnificație avea această imagine în timpul Domnului Hristos, aruncarea sării afară și să fie călcată în picioare. Este un element foarte, foarte profund. În plus, sunt două aspecte foarte interesante legate de sare. În primul rând, sarea avea valoare. Are și acum, nu? Da? Exact, da, mâncarea înserată nu are gust. Dar și în timpul acela, cum spunem noi când primim banii după o lună de muncă? Primim ce? Salariu. Știați că acest cuvânt, salariu, vine de fapt de la, din limba latină și vine de la soldații romani care primeau uneori o sumă de bani să-și cumpere sare, da? E și cuvântul soldă, dar fie primeau o sumă de bani să-și cumpere sare cu care conservau carnea pe care trebuiau să o aibă în călătorile lungi pe care le făceau, sau chiar primeau banii în sare, într-o cantitate de sare, pentru că era foarte valoroasă sarea, nu era la valoarea pe care o avem noi astăzi, nu? Este un aliment sau este un bun foarte ieftin, dar se obținea foarte greu. Și gândiți-vă și la călătorie, acum încarci un tren și da, câteva vagoane și e relativ ieftin, dar atunci nu era așa. Nu aveai infrastructura care este astăzi, nu aveai mijloace de transport care sunt astăzi, te aduceai de nu știu unde sare. Și era un preț, un bun de mare valoare. Și Domnul Hristos, când face această asociere, are în vedere și aspectul acesta. Iar al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez legat de sare, este faptul că sarea era un simbol al prieteniei. Era un simbol al legământului. Sfânta Scriptură vorbește despre un legământ de sare, în numeri capitolul 18, cu versetul 19. Și în Orient exista chiar expresia aceasta, el a mâncat sare la masa mea. El a mâncat sare la masa mea. Și în plus, așa cum sarea, mergând pe ideea aceasta a prieteniei, așa cum sarea se amestecă în mâncare, sau sarea dă gust, dar sarea își împlinește menirea, sau sării se vede valoarea atunci când este amestecată în mâncare, la fel, noi avem valoare, noi ne împlinim menirea în momentul în care reușim să ne amestecăm printre oameni și să producem o schimbare sau să generăm o schimbare, nu prin puterea noastră. Aici este un element foarte important și o să revenim asupra lui. Așadar, imaginea aceasta pe care Domnul Hristos o folosește este una foarte profundă. La ce este bună sarea? Ce face sarea? Conservă, ați spus la un moment dat că dă gust. Ce mai face? Antiseptică. Are efecte curative, dacă putem spune așa. Da? Ați auzit de tratamente cu sare? Da? Da. Ce mai face sarea? Exact. Da.
Sunt multe. Noi acum trăim într-o lume hipertehnologizată. Nu mai avem atât de mult nevoie de anumite lucruri pe care le făceam mai demult. Cei care sunteți mai în vârstă știți că anumite lucruri se făceau mult mai greu și mult mai încet. Dar sarea este folosită la multe locuri. Are multe întrebuințări. Și simbolul acesta al Domnului Iisus Hristos este plin de semnificații. Eu aș vrea să punctez doar patru aspecte. În primul rând, n-ați amintit lucrul acesta, nu e neapărat un efect pozitiv pe care sarea îl are, dar este un efect care întotdeauna apare dacă iei sau consumi un produs care conține sare și mai ales dacă are sare mai mult decât trebuie. Sarea trezește setea. Sarea provoacă setea. Dacă mănânci ceva sărat, după aceea imediat o să bei apă. O să iei apă. Este, cred, un prim element pe care noi trebuie să-l generăm, să-l determinăm. Noi nu putem să schimbăm pe oameni, adevărat? Când ești mare, când ești părinte și ai copilul mic, ai o influență foarte puternică asupra lui și poți să-l modelezi, da? Mai de vorbă bună, mai cu forța, cum se spune, da? Dar la un moment dat, ajungi la o vârstă sau copilul ajunge la un anumit moment în viață când nu mai poți să ai o astfel de influență asupra lui. Și vedeți, nouă ne este foarte greu să ne convingem de lucruri minore. Foarte greu ne schimbăm unii pe alții. E aproape imposibil. Ei, același lucru se întâmplă și atunci când vorbim de această experiență spirituală, de schimbarea care are loc în viața unui om. Noi nu putem să schimbăm pe oameni, dar privind la exemplul sării sau la proprietatea sării, noi putem să trezim în oameni dorința de a se schimba. Discutam cu fratele Ghiță chiar la începutul serviciului divin și spunea dumnealui că un an jumătate, nu? Ați venit. Un an jumătate o ducea pe soție și pe fată la biserică și apoi se întorcea. Și a zis că după un an jumătate la un moment dat a zis: pregătiți-mi hainele că vin și eu. De ce? Și spunea dumnealui: am văzut pe oameni, veneau la mine, vorbeau, mă simțeam bine, mă simțeam acceptat. În felul acesta s-a trezit în inima dumnealui această dorință. Și sunt atâtea cazuri în acestea. De aceea Sfânta Scriptură există întrebarea, nu? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Observați, noi uneori avem ideea că un anumit context de frică, de groază, o anumită dovadă îi va convinge pe oameni să se schimbe, să se întoarcă spre Dumnezeu. Dar nu. Schimbarea autentică are loc atunci când omul își dă seama că a fost chemat, când în sufletul lui s-a trezit setea, când în mintea lui s-a născut întrebarea: oare de ce oamenii aceștia fac așa? Săptămâna trecută eram la cantină, la Cernica, și eram la masă cu cineva care vorbea despre faptul că predicarea Evangheliei la oamenii săraci este ceea ce, și mai ales efectul pe care predicarea Evangheliei la oamenii săraci va apărea, va fi ceea ce va produce o schimbare și în inima oamenilor insensibili din zonele bogate sau în inimile oamenilor bogați, oamenii care au suficiență de sine. Când ei vor vedea că Evanghelia creează o schimbare, că oamenii aceia sunt dispuși să facă anumite lucruri, atunci și inimile lor vor fi sensibilizate. Inimile oamenilor înstrăinați de Dumnezeu, oamenii secularizați, cum îi numim noi. Și de aceea, într-un fel, folosea acest student argumentul că este nevoie să predicăm Evanghelia oamenilor săraci, să mergem în zone uitate de lume, cum este zona Africii sau în alte zone în care se merge pentru misiune. Sarea trezește setea. Atunci când mărturia noastră este inspirată de puterea lui Dumnezeu, este binecuvântată de puterea lui Dumnezeu,
se va vedea efectul imediat. Un al doilea aspect pe care sarea realizează și pentru care Domnul Hristos folosește acest model, voi sunteți sarea Pământului, a fost deja amintit, sarea dă gust. Sarea dă gust. Sarea este ceea ce oferă sau face plăcerea de a mânca. Contează pentru plăcerea de a mânca. Poate că unii dintre dumneavoastră trebuie să mâncați nesărat, îmi pare foarte rău, sau poate a fost o situație, un timp în viața dumneavoastră când ați mâncat nesărat. Știți că nu e comod, nu e comod. Ori, tocmai imaginea aceasta, Domnul Hristos o folosește pentru ca să trezească în sufletul nostru și în mintea noastră responsabilitatea pe care o avem să dăm gust acestei vieți. Să dăm adevăratul gust acestei vieți. Știți că oamenii spun atunci când aud despre cineva că se botează sau că se duce la pocăiți, auleu, ce viață să mai ai? Păi ce o să mai trăiești tu? Nu o să te mai bucuri nici de aia, nici de aia, nici de aia. Deși, atunci când stăm de vorbă cu cineva care s-a putut bucura de toate lucrurile din viața aceasta, da? Și avem sinceritatea cea sufletească să nu-l invidiem. Știți că uneori parcă ne-ar plăcea să trăim anumite senzații, nu? Dar când asculți anumite mărturii, îți dai seama că viața aceea n-are gust. Că este doar o imagine virtuală, știți cum putea spune, da? E doar așa, virtual, nu este o viață autentică. Este doar o aparență, nu este o experiență reală. Și omul își deschide sufletul și spune, ah, aș vrea să scap de lucrul ăsta. Când omul începe și vorbește despre prețul pe care îl plătește ca să se bucure de anumite lucruri, atunci îți dai seama că într-adevăr Dumnezeu te ferește. Eu am crescut într-o familie cu părinți adventiști și în perioada adolescenței aveam așa impresia că toate principiile și toate rigorile adventismului și viața religioasă, mersul la biserică, vine seara, sâmbătă dimineața, sâmbătă după amiază, la ora de rugăciune, e un calvar și uneori așa îmi trecea gândul că abia aștept să trec, să scap, să am eu autoritatea, să iau eu decizia. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit, m-a păzit și a dezvoltat mai departe în sufletul meu această căutare după El. Și când a fost în armată, între anii 93-94, și am avut cel mai direct contact cu oameni care n-au crescut într-un mediu adventist. Și când auzeam ce povesteau, dar nu neapărat că povesteau din viața lor, dar aminteau de familie, de părinți, de tați care veneau acasă nu știu cum, de tot felul de situații violente și știți în ce lume trăim. Da? Atunci am zis, Doamne, Doamne, ce bun ai fost cu mine. Doamne, ce gust a avut viața mea. Ce copilărie frumoasă, ce adolescență cu gust, cu tine de la biserică, cu principii, cu experiențe la care oricând te poți raporta fără să-ți fie rușine, oricând te poți întâlni cu tine de aceea, să stai de vorbă cu ei, să-ți strângi mâna, să-ți povestești anumite istorii, da, dincolo de situațiile copilăriei. Dar totul e așezat frumos, are o bază, are gust. Ori tocmai în lumea aceasta în care multe lucruri par să aibă gust și gândiți-vă ce se întâmplă numai din perspectiva aceasta a noilor tehnologii, cu smartphone-uri, cu tot felul de gadget-uri, cum se numesc, care încearcă să dea gust, cu tot felul de aplicații, cu tot felul de filmulețe și de clipuri și de mai știu eu ce. Și în ciuda acestui fapt, oamenii se simt tot mai nefericiți și simt că viața lor tot nu are gust. De aceea Ellen White spunea că cel care poate să dea gust vieții noastre este Iisus Hristos. O experiență creștină autentică. Și noi suntem chemați să avem această experiență. Și apoi să putem da mai departe prin Harul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la primul pas, să trezim cumva preocuparea și în ceilalți să caute sursa împlinirii noastre. Foarte scurt vreau să-mi amintesc și celelalte două aspecte. Pe lângă faptul că sarea trezește setea, sarea de gust, sarea topește, ce topește sarea? Gheața.
sarea aduce o schimbare, nu doar că dă gust, dar pur și simplu topește gheața. Acolo unde ranga se îndoaie, acolo unde mușchii obosesc folosind ciocanul, da? Sarea topește. Și știți că înainte ca să spargi undeva gheața, arunci niște sare și să-ți fie mult mai ușor. Așa face Evanghelia. Și este un fapt deja recunoscut și demonstrat că ceea ce n-a schimbat un sistem de educație, ceea ce n-a schimbat cel mai strict regim de penitenciar, ceea ce n-a schimbat cel mai bun psiholog și cel mai înțelept om, a schimbat Evanghelia. A topit. Cum? Nimeni nu poate explica. Este puterea Evangheliei, puterea sării. Suntem chemați să facem această lucrare. Este un har ca pastor, ca persoană care lucrez pentru oameni. Este fascinant să vezi cum Dumnezeu te folosește să aducă această schimbare. Și întotdeauna sunt surprins că Dumnezeu ne alege, că acceptă să lucreze prin viața noastră, prin experiența noastră, prin limitările noastre, pentru ca să topească gheața, să aducă această schimbare. Și în final, ultimul aspect pe care vreau să-l menționez, deja l-ați amintit, sarea aduce vindecare. Sarea vindecă. Iar Evanghelia are această putere. Nu mă refer acum în mod special sau în primul rând la vindecarea trupului, pentru că de multe ori dorim această vindecare, dar vindecă sufletul. Și îmi amintesc de o experiență pe care unul dintre studenți o povestea după o vizită în Ruanda, în Ruanda unde știți că a fost un genocid, o luptă între două triburi, da, triburi de acolo. Și povestea acest student că a plecat acolo în Ruanda să predice Evanghelia împăcării. Și a observat că în fiecare seară o persoană mai vârstă stătea de vorbă cu un tânăr. Și într-o ocazie l-a întrebat pe translator, de ce tot vorbesc cei doi? Și atunci translatorul i-a spus, în timpul genocidului, persoana în vârstă a omorât tatăl tânărului. Și după ce omul s-a convertit și a dat seama ce a făcut, a zis, de acum eu voi fi tatălui, eu voi ține locul. Și oamenii aceștia doi veneau în biserică, tânărul cu acel om în vârstă, criminalul tatălui său. Și se închinau. Și povestea Andrei, am mers să-i învăț pe oameni împăcarea, puterea împăcării. Și am învățat că, într-adevăr, Evanghelia topește, vindecă și aduce schimbarea greu de imaginat sau imposibil de imaginat. Aceasta este lucrarea noastră. Uneori ni se pare că este prea grea, de multe ori vedem lucrarea de evangelizare în dimensiunea aceasta a sării care trebuie să topească gheața. Noi încercăm să explicăm fenomenul. E adevărat că trebuie să avem abordare, trebuie să avem viziune. Dar ce se întâmplă acolo de fapt este puterea lui Dumnezeu. Și până când sarea nu ajunge pe gheață, până când sarea nu ajunge în mâncare, nu se întâmplă nimic. Iar tocmai trecerea aceasta este cea mai dificilă. Și aici cred că este provocarea fiecăruia dintre noi. Să îi cerem lui Dumnezeu să ne descopere cum putem să trăim această trecere. Cum putem să parcurgem acest drum de la locul unde suntem, de la viziunea noastră, de la ceea ce credem noi că trebuie să fim, și locul în care ne vrea Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Chiar dacă sunteți mai în vârstă, unii dintre dumneavoastră, nu uitați, când a fost testul lui Avram, și mai sunt exemple în Biblie, în Evrei 13, cuvântul spune, uitați-vă la oamenii credinței și uitați-vă la... Chiar vreau să citim vestul acesta, că este foarte important.
Evrei, capitolul 13, cu 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Nu la început, nu la momentul înălțării, da? Ridicării soarelui pe cer, nu, ci la momentul apusului, la modul cum încheie. De aceea înțeleptul spune, sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Și aici este așteptarea lui Dumnezeu pentru noi. Să privim la ceea ce El are încă pentru noi de făcut, indiferent de contextul în care trăim, pentru că putem să trezim setea în sufletele celor de lângă noi, putem să dăm gust din puterea lui Dumnezeu, putem să topim gheața și mai ales putem să ducem vindecare. Bunul Dumnezeu să ne ajute ca în acest sabat să trăim într-adevăr o experiență de înviorare sufletească, de redescoperirea misiunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, fiecare în dreptul Dumnealui. Da? Fiecare în dreptul nostru și spre Mexic sau unde să se mai meargă în vara aceasta, da? În așa fel încât să nu uităm că așa cum sarea este formată din multe cristale, la fel sunt și cei, este și poporul lui Dumnezeu care lucrează și care în final, prin harul lui Dumnezeu, va termina această lucrare. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu acest adevăr. Amin. Pentru că e destul de târziu, vă invit să închidem aceste momente cu cântarea Zordești că vine noaptea, 450. Să-ți mulțumim, Tată Bun, pentru cuvântul vieții oferit în seara aceasta. Vreau să-ți mulțumim, Tată Bun, că ne-ai ales pe noi ca să fim sare a pământului. Recunoaștem, Tată, că uneori ne-am pierdut gustul și te rugăm ca să ne ierți. Dar fă, Doamne, ca din seara aceasta, prin puterea Duhului Tău,
să ne recăpătăm gustul, iar Tu să-ți faci lucrarea prin fiecare dintre noi. Rămâi cu noi în continuarea sabatului, căci Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.